Dragii mei, bună ziua! Astăzi am să vă vorbesc despre sănătatea economică a municipiului Chișinău. 31.000 de afaceri cu un număr de 325.000 de angajați sunt înregistrate în municipiul Chișinău, ceea ce reprezintă 65% din întreaga țară. Antreprenorii îmi scriu cu diferite întrebări, unii nu știu cum să procedeze cu arendatorii, alți colegi de antreprenori nu știu cum să procedeze cu forța de muncă, probleme zilnice care îi dor. Dar dacă mă uit la activitatea primăriei, eu am o întrebare. Ei trăiesc pe aceeași lume ca și noi? La ei la fel este acum 2020, 13 aprilie și o criză globală. Noi cu toții înțelegem că acest virus ne-a arătat cât suntem de fragili și este o criză atipică. Dar oare voi aveți nevoie de ajutor ca să înțelegeți că asta nu este doar o criză de sănătate, dar este și o criză economică, rezultatele căreia o vor resimți încă mulți ani? Toți înțeleg că situația prin care trecem ne va săraci și mai mult. Și doar primăria continuă să sădească floricele și să defriseze copaci de parcă nimic nu s-ar întâmpla. Haideți să o luăm pe puncte. Revizuiți bugetul. Au fost alocate surse financiare pentru diferite lucrări. Indiferent de nu se știa de criză prin care vom trece. Acum situația s-a schimbat și bugetul trebuie revăzut. Nu este timpul de sădit floricele, sădit copăcei și pus pavaj. Sănătate, educație și mediul de afaceri. 2. Creați o echipă de oameni care să se ocupe nemijlocit de întreprinderile mici și mijlocii, cel mai grav afectate din municipiul Chișinău. 3. Primăria are destule resurse financiare, pârghii și instrumente ca de sine stătător să ia decizii de ajutorare a antreprenorilor din municipiul Chișinău. Exemplu din Berlin arată că autoritatea locală a oferit granturi mici celor mai grav afectați de criză. Primăria astăzi poate oferi câte 50.000 de lei întreprinderilor mici și mijlocii grav afectate, ceea ce ar reprezenta acoperirea anumitor cheltuieli pe următoarele 3 luni de zile. 4. Zeci de mii de metri pătrați în hale și spații ale municipalității stau neutilizați. Ori aceasta ar fi un colac de salvare pentru antreprenorii în regim de incubare. Și nu în ultimul rând. Oamenii trebuie să lucreze pentru oameni. Criza ne-a arătat foarte grav cât suntem de vulnerabili și ca sistem, dar și la nivel de individual. Orice decizie care este luată trebuie să fie în favoarea oamenilor și pentru oameni.